Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Tavis și astăzi am să vă prezint antrenamentul meu de piept. Trecem direct la subiect. Înaintea fiecărui antrenament este foarte important să activăm mușchiul pe care îl lucrăm, în cazul nostru pieptul, pentru a evita orice fel de accidentare. Nu dorim să ne accidentăm, vrem doar să progresăm cu pași mici, dar siguri. Putem începe încălzirea cu 5 minute de alergat pe bandă, 2-3 serii de flotări la liber, 2-3 serii de împins de la piept cu bara fără greutăți. Timpul alocat de către mine pentru încălzire este de 15 minute. Și am ajuns la tipurile de exerciții pe care le fac pentru a antrena mușchii pectorali. Eu mi-antrenez pieptul o singură dată pe săptămână. Îmi place ca antrenamentul meu să nu devină o rutină, astfel că diversific exercițiile în fiecare săptămână. Tipurile de exerciții pe care le fac sunt împins de la piept cu bara gantere în plan orizontal declinat-înclinat, fluturări cu gantere cablu în plan orizontal declinat-înclinat, fluturări la aparat, flotări la paralele cu sau fără greutate. Este arhi-suficient 5-6 exerciții pe antrenament. Pentru fiecare exercițiu vom avea 3-4 serii, a câte 10-15 repetări. Pentru a avea un antrenament reușit, factorii esențiali sunt o execuție corectă, o greutate optimă, pauze moderate, 1-2 minute între serii. Pe tot timpul exercițiului este foarte important să avem o mișcare controlată. Iar pe partea pozitivă a exercițiului, încordați mușchiul pe care lucrați timp de o secundă.
Cam atât cu acest video. Dacă aveți sugestii, întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Iar dacă vreți să mai vedeți și alte videouri cu ce voi posta, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe la acest canal de YouTube. De asemenea, puteți da un follow la pagina de Instagram, TavisV. Vă mulțumesc pentru vizionare, să aveți o zi superbă!